Și seara și dimineața mă încerc și mă rog lui Dumnezeu, Doamne, fă și vrei. Pot să mă iei chiar acum să închid ochii, m-am săturat în viața care îți trăiesc. Câți ani aveți, bunică? 74. Și cu cine locuiți dumneavoastră aici? Cu Dumnezeu. Dacă așa, asta-i viața. Capul lor. Locuiești singură? Asta vă doare? Da. De cât timp locuiești singură, doamnă? În 5 ani. În 5 ani nu mergi cu omul. Ce venit aveți dumneavoastră? Piața atât. Acum colegul nostru o să vă aducă ceva cartofi. Bă, dar prost, vă dă-i Dumnezeu sănătate și tot ce ne bun. Putem intra un pic înăuntru? Da. Spuneți-mi, cum îți trăiți viața în singurătate? Era frumos. Lemne pentru iarnă aveți? Nu. Te scot pe 5 milioane cu cărțile. Eu știu. Și nu aveți puterea să luați? Nu. Și ce o să-ți faceți iarna asta fără lemne? Nu știu. Dumneavoastră vă rugați la Dumnezeu? Vai, de mine și din Doamne, spune nu și la Sfânta Biserică. Și nu-i sar dimineața, ca să mă rog. Am spus, dacă a dat Dumnezeu să-mi închid ochii, știu, ca de una să mor. În discurs, când discurs, le vă spun, să n-a viața care trăiesc. În toată singurătatea asta l-ați simțit pe Dumnezeu aproape? Da, oricând. V-ați bucurat că v-am vizitat? Foarte bine. Să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce gândiți. Ne-am bucurat, bunica, să vă vizităm. Foarte bine ați făcut. O experiență frumoasă la dumneavoastră. Îmi pare foarte bine. Vă da Dumnezeu, dar nu.